Aventura noastră a început într-o zi de vineri, în mijlocul lunii septembrie. Drumul până la cabană, o combinație dintre asfalt și drum forestier, ne-a condus prin peisaje pitorești, pe alocuri înfrumusețate de misterul lăsat de ceață, momente în care am simțit că ne lăsăm acasă grijile de zi cu zi. Cu doar jumătate de oră înainte de a ajunge la cabană, drumeția noastră s-a îngreunat din cauza ploii abundente. Ajungând murați la cabana Negoiu, ne-am bucurat de căldura focului, dar și de condițiile foarte bune. Cu semnal GSM disponibil, am putut să dăm de veste celor dragi că am ajuns cu bine, iar facilitățile oferite, precum ciugor, saună și un meniu destul de complex, toate acestea au fost mai mult decât binevenite. Dimineața următoare am plecat de vreme spre vârful Negoiu, mai exact la ora 5. Motivul? Am vrut să fim cu un pas înaintea ploii. Aventura noastră a început cu traseul marcat cu triunghi albastru, un traseu de aproximativ 4 ore. Am plecat de la cabana Negoiu, situată la 1546 de metri altitudine, și ne-am îndreptat spre vârful Negoiu, la 2535 de metri. Astfel, am fost martori la un răsărit timid. Am început drumeția pe cărarea zmeilor, un traseu cu urcușuri blânde printre copaci și stânci, presărat aici și colo cu poduri metalice și balustrade. Pe măsură ce am avansat, Valea Sărății ne-a întâmpinat în toată splendoarea ei cu impunătoarea sa cascadă. De la Piatra Caprei, traseul a devenit mai serios, am luat-o spre stânga, unde ne-a așteptat un urcuș abrupt și provocator. Ne aflam în inima muntelui, departe de copaci, expuși vântului puternic. Urcarea a fost continuă și solicitantă. La Piatra Prânzului, traseul se bifurcă. Un drum duce spre Bâlea Lac, iar celălalt spre vârful Negoiu. Noi am ales drumul din dreapta, continuând urcușul. Mai departe, ne-am îndreptat spre Șaua Cleopatrei, o zonă presărată cu lespezi, cu acul Cleopatrei în prim plan. După 3 ore de urcare, ploaia și vântul puternic ne-au tăiat din entuziasmul drumețului. Traseul, deși frumos, a fost o adevărată provocare, mai ales pentru respirația mea neantrenată. Am început să zărim urcușul abrupt spre vârful Negoiu. Cu atenție, înfrigurare și oboseală, ne-am continuat cățărarea. Odată atins vârful, am fost copleșită de emoții. Epuizată, dar fericită, cu doar 1% energie rămasă, am fost mândră de mine pentru că am ajuns la unul dintre vârfurile montane pe care mi le propusesem de ceva timp. Drumul înapoi spre cabană părea să nu se mai termine. Cu toate astea, coborârea a durat aproximativ 2 ore și jumătate. La coborâre, lucrurile au început să devină interesante. Principalul meu adversar? Pietrele ude și alunecoase. Însă, vă spun un secret. Mereu am preferat coborârea în locul urcării. Da, chiar și cu pietrele năstrușnice. Deși oboseala își spunea cuvântul și uneori îmi pierdeam atenția, coborârea e momentul meu preferat.
În timpul urcării, adesea nu reușesc să respir cum trebuie și să mă bucur pe deplin de priveliște, dar la coborâre totul se schimbă. Recuperez fiecare moment pierdut, chiar dacă uneori oboseala îmi joacă feste. Pe măsură ce coboram, lăsam în urmă norii negri și ne bucuram că nu am prins vreo furtună acolo sus. E drept, nu am putut să vedem panorama cum ne-am fi dorit de la vârf, dar toată experiența a meritat, fiecare secundă. Coborârea mi-a oferit șansa să admir peisajele din jur, șnepenii, stâncile masive și chiar norii care păreau să se joace cu soarele. Totul parcă era pictat, o frumusețe rară și sălbatică. Și ce bucurie a fost să văd podețele la lumina zilei. De fiecare dată când treceam pe lângă ele, îmi aminteam de momentul când, înainte să răsară soarele, mă rugam să nu dăm nas în nas cu vreun urs. Chiar este amuzant când te gândești cum frica se transformă într-o poveste de spus. Odată ajunsă la cabană, am constatat că am avut un mic accident fashion. Suprapantalonii mei au decis să aibă o aerisire. Așa se întâmplă când te dai pe pietre ude. A doua zi după micul dejun, am plecat spre mașini și am avut ocazia să vedem mai bine traseul pe care urcasem cu două zile înainte.